se scrie, ei s-au dus. Iată alergând fecioara ca să-l nască pe Iisus. Ei bătând din poartă în poartă, întrebau neobosit, pentru a o primi în casă, dar o casă n-au găsit. Vine seara, se noptează, toți se întorc spre casa acum. Doar fecioara și cu Iosif tot mai merg străini pe drum. Când la marginea cetății ei ajunseră în sfârșit, se găsi un strărac cu milă, ce-ntr-un staul i-au primit. Astfel a născut fecioara, Fiul Sfânt venit de sus. Și atunci, în câmp și în noapte, îngeri la păstori s-au dus. Ei le-au spus despre Mesia, care-n iesle s-a născut. El e Domnul ce profeții mai înainte l-au vestit. Și s-au dus și se-nchinară pruncului dumnezeiesc. Azi și inimile noastre i se-nchină și-l măresc. Azi și inimile noastre îi se închină și-l măresc. Dragii mei, iată că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să ajungem și anul acesta Sfintele Sărbători ale nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum spune o altă colindă frumos interpretată prin Mara Mureș, care a ajuns un VIP pentru cei care se ocupă cu asta și spune: o, ce mare bucurie! Într-adevăr, e mare bucurie că Hristos s-a născut. Bucuria mai mare este ca să se nască în sufletele noastre. Să avem grijă noi, cei de astăzi, care am auzit cuvântul lui Dumnezeu și care considerăm că îl înțelegem, pretindem că îl înțelegem și spune că suntem creștini, să ne străduim, să pregătim locaș pruncului sfânt, acel pruncușor care se naște în iestea din Betleem. Noi trebuie să credem cu tărie că este Dumnezeu. Nu e un prunc oarecare, e un prunc oarecare așa pentru ochii noștri, ca să putem să-l acceptăm. Că dacă venea Hristos, Dumnezeu se pogora ca pe muntele Taborului. Ucenicii au căzut cu fața la pământ, cine se mai apropia de ieslea cu pruncul sfânt? De aceea Hristos a venit pe calea smereniei, pe calea pocăinței, pe calea cea mai
frumoasă ca toți să-L primească. Și-L primesc toți acei care-L înțeleg, acei care se pregătesc să-L primească. Pregătirea ca să-L primești este ca să ne spovedim păcatele, să ne recunoaștem păcatele, să încercăm să nu le mai facem, să încercăm să ne ajutăm unii pe alții, să încercăm să punem în aplicare porunca dumnezeiască care a spus-o Hristos, cea porunca cea nouă de a vă iubi unii pe alții. Aceasta este porunca pe care a dat-o Hristos, să vă iubiți unii pe alții, să ne iubim unii pe alții. Aceasta să încercăm, iubiți credincioși, frați ai noștri, într-un Hristos, și să ne străduim.